Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Asociației Întreprinzătorilor Maramureș. Aceasta este o organizație non-profit constituită din societăți comerciale cu capital integral românesc și cu sediul social în județul Maramureș. Au participat reprezentanții celor 31 de companii care au fondat AIM, ai Uniunii Naționale a Patronatului Român, precum și administrației locale și județene. De asemenea, au onorat cu prezența ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Asociația noastră este o organizație formată din firme cu capital integral românesc, cu sediu în județul Maramureș și cu activitate relevantă în domeniul lor. Suntem 31 și vom fi mai mulți. Deja am avut o întâlnire bilaterală cu oameni de afaceri chinezi, din care a rezultat, în mod practic, semnarea două precontracte prin care membrii ai noștri vând produse și servicii în China. Asociația este de a susține dezvoltarea economico-socială a Maramureșului din perspectiva antreprenorială. În ianuarie, în turneul național pe care eu îl efectuez în România, Maramureșul a fost al 25-lea județ pe care l-am vizitat și împreună cu un grup de oameni de afaceri am discutat despre posibilitatea înființării unei organizații patronale în Maramureș. Mișcarea patronală, începând cu Maramureșul, începe să devină ceea ce trebuie să devină, și anume un pilon fundamental, un element fundamental în dezvoltarea economică din România. Știu eforturile care au fost făcute în lunile trecute de către Ovidiu Voga, de către membrii fundatori, birocrația pe care ați avut-o de învins, pentru că acest moment se și întâmple. Noi nu vom face decât să fim un partener de dialog pentru dumneavoastră, pentru a promova împreună acele relații. Participăm la târguri, la diferite evenimente internaționale, în zona noastră de interes. Cu această ocazie a fost semnată adeziunea AIM la Uniunea Națională a Patronatului Român și a fost semnat un protocol de colaborare cu Centrul Universitar Nord Baia Mare. Ambele organizații consimt la faptul că Asociația Întreprinzătorilor Maramureș devine membru statutar cu dreptul de plin în cadrul Uniunii Naționale a Patronatului Român. Cu această ocazie v-am spus că la prima ședință a Colegiului Național al Uniunii Naționale a Patronatului Român, președintele organizației dumneavoastră va fi investit în funcția de vicepreședinte național, pentru că la amploarea și la dimensiunea pe care dumneavoastră o aveți aici, meritați acest lucru.